Preacuvioși, părinți și frați, iubiți credincioși, în același duh cu ierarhul nostru vă mulțumim că sunteți alături de noi. Vă mulțumim că ne-ați sprijinit în anul care a trecut, care n-a fost de tare ușor. Și mulți dintre dumneavoastră ați avut grijă mai de departe sau mai de aproape să sprijiniți biserica mănăstirii noastre, să sprijiniți viața monahală din mănăstirea noastră, bunul mers mai departe din punct de vedere material și financiar. Ne alăturăm întru totul cuvântului pastoral al înalt preasfințitului Părinte Calinic. Și aș vrea ca și din partea noastră să punctăm câteva lucruri, și anume că rugăciunea acea neîncetată, taina rugăciunii, este o taină a învierii. Și chemarea numelui Domnului Iisus în inimile noastre, așa cum Părintele Arhiepiscop a spus, nu este altceva decât o înnoire, o înviere a sufletului nostru. De aceea când rostim rugăciunea, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul sau păcătoasa, în acel moment ne eliberăm de puterea păcatului, ne eliberăm de puterea satanei, ne eliberăm de tot ceea ce este rău și vătămător și mintea se luminează, inima se curăță și voința este determinată în a lucra fapta cea bună. Apoi, iubiții mei, al doilea gând pe care aș vrea să-l vi-l pun la inimă este acela de a fi niște mărturisitori, așa cum și Părintele a îndemnat. Niște mărturisitori ai credinței. Și acum când vă veți întoarce la casele dumneavoastră și în aceste zile sfinte când vă veți saluta cu această salutare de Hristos a înviat și vi se va răspunde adevărat a înviat, să credeți în adâncul învierii. Ați auzit argumente ale învierii, o descriere a învierii și a vieții noastre aici, dar și dincolo, în cuvântul pastoral. Suntem datori că așa cum am venit aici în această noapte, Sfântă Mântuitoare, și purtând lumină în mână, din lumina ce s-a coborât astăzi la Sfântul Mormânt, în Sâmbăta cea Mare, și a fost adusă prin purtarea de grijă a Sfintei Patriarhii, a Părintelui Patriar Daniel, și s-a răspândit întreaga țară, ba și la frații noștri din Bucovina, și ei au primit. Și Mitropolitul Cernăuților s-a împărtășit din aceeași lumină, din aceeași sursă de lumină venită la noi, la români. Și mulțumim prea bunului Dumnezeu. Deci așa cum purtăm aceste lumini în mâini, așa să fie și sufletul nostru. Un suflet de mărturisitor, un suflet luminat de credința lui Hristos, un suflet plin de tărie, de tăria aceea și de nădejdea aceea care vine din cuvântul Evangheliei. Am îndemnat și îndemn la citirea Sfintelor Evanghelii. Nu veți găsi cuvinte mai frumoase, scrise prin vreo carte, nu veți găsi cuvinte mai mângâietoare ca cele ale Sfintelor Evanghelii. Hrăniți-vă cu acestea.
Întăriți-vă cu acestea. Vă vor da, veți găsi acolo sens pentru viața cea de zi cu zi. Și ne vor face mai buni și ne vor ține mai uniți. Al treilea lucru care aș vrea să-l menționez este acela, să vă reamintesc, că în Duminica Sfintei Ortodoxii, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a făcut un îndemn și a spus în felul următor, că anul acesta, 2021, proclamat de Sfântul Sinod drept anul omagial al pastorației românilor din afara României și anul comemorativ al celor adormiți în Domnul, valoarea liturgică și culturală a cimitirilor oferă prilejul de a manifesta mai intens dragostea și dorul pentru frații români din afara granițelor țării, dar și ocazia de a arăta grija pentru cei trecuți din această viață. Împlinirea unui secol și jumătate, s-a spus în cuvântul pastoral din Duminica Ortodoxiei, de la acest eveniment va fi marcată și în acest an la ctitoria Sfântului Voivod Ștefan cel Mare în ziua de 15 august la sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, în scopul afirmării și consolidării unității românilor din țară și din afara granițelor și pentru întărirea legăturilor frățești, a comuniunii de iubire și a împreună lucrării spre binele comun al poporului român. Ce vrea să spună sau ce a vrut să spună Sfântul Sinod prin acest cuvânt? Nimic altceva decât că în acest an, în 15 august, se vor împlini 150 de ani de la serbarea de la Putna, ce a avut loc în 15 august, serbare organizată de către studenții români din afara granițelor țării de atunci, studenții români de la Viena, Mihai Eminescu, Slavici și toți cei care erau prezenți. Deci 150 de ani de la serbarea de la 1871, continuitatea unui ideal. Așa se va numi și serbarea de anul acesta. Câteva gânduri ale studenților de atunci și ale lui Mihai Eminescu au făcut ca întreaga suflare românească să se miște. Și scopul nu a fost altul decât de a arăta în fața întregii lumi cum că am avut un trecut și voim a avea un viitor. O înviere, avea să spună Mihai Eminescu, o ridicare a poporului nu se poate realiza fără oamenii lui Dumnezeu. Iată ce conștiință avea marele Eminescu. Și zice el, nu merge la mormintele domnitorilor tăi cu sămânța dezbinării în inimă, ci precum mergi și te împărtășești cu sângele Mântuitorului, astfel împărtășește-ți sufletul tău cu reamintirea trecutului, fără patimă și fără ură între fiii aceluiași pământ, care oricât de deosebiți ar fi în păreri, frați sunt, fiii aceluiași mame sunt ei absolut toți. Iubiții mei, scria Mihai Eminescu împreună cu studenții din Viena,
Nici o piedică nu ne mai stă în calea scopului nostru, decât doar propria noastră neglijență și nevoință. Acum, dragii mei, am să fac și eu acest îndemn. Suntem prea risipiți, suntem prea împrăștiați, am închis de multe ori ușa milostivirii lui Dumnezeu, am închis ușa dragostei față de aproapele, credința, șovăie, cultura, învățământul este lăsat deoparte și cunoașteți prea bine ce conțin manualele de istorie și de literatură română. De aceea, cred că sfânt strămoșii noștri ne grăiesc nou în acest an și ne îndeamnă pe noi la o înviere a nației, la o trezire a nației, din această amorțire în care parcă am intrat. Învățământul, încă cu câțiva ani în urmă, atrăgeau atenția câțiva inspectori veniți la Olimpiada de spiritualitate și cultură românească, aici la noi, la Putna. Învățământul românesc, dacă nu se va reveni sau dacă nu se va așeza în făgașul său normal, atunci ne pierdem. Și într-adevăr, uitați-vă la copiii dumneavoastră, la tinerii care cresc, căci parcă de multe ori le lipsește ceva. Și nu este lipsă de altceva decât de cultura cea bună și sănătoasă, de o lectură bună, de un învățământ sănătos. De aceea, Hristos s-a învins, spune Eminescu, cu litera de aur a adevărului și a iubirii. Ștefan a învins cu spada cea de flacără a dreptului. Unul a fost libertatea, celălalt apărătorul Evanghelului ei. Iar Doxachi Humurzachi, bucovineanul nostru, îndemna și spunea tuturor: românească este țara aceasta în care trăim. Limba română este sufletul naționalității noastre. Biserica țării noastre este Biserica Ortodoxă, odorul cel mai scump al sufletului nostru. Și încheie în testamentul său acest venerabil bucovinean: vă jur pe Dumnezeu, pe fericirea noastră și pe tot ce aveți mai prețios și mai sfânt, ca să fiți urmași demni de străbunii și părinții voștri, ca să vă nevoiți cu toată virtutea nu numai să apărați drepturile, religia și limba patriei noastre, ci să le lăsați urmașilor voștri într-o stare mai înfloritoare decât le-ați primit. Iubiții mei, să vă îndreptați pașii spre casa dumneavoastră hotărâți și demni în a fi cu adevărat creștini. Creștini suntem și nu altceva, avea să zică tot marele Eminescu. Creștini suntem și avem datoria de a fi mărturisitori a învierii lui Hristos. Să nu ne lipim inima de cele trecătoare, ci să ne lipim inima de ceea ce au iubit sfânt strămoșii noștri. Și în felul acesta, pace multă vom avea.
tulburarea, certurile, scandalurile, certurile politice nu aduc nimic bun, ci buna așezare, buna chivernisire a țării trebuiește așezată pe temelia cea tare a dragostei de neam, a dragostei de patrie, a dragostei față de valorile noastre sfânt strămoșești, a dragostei față de credința și față de sufletul acestui popor. Nu am rezistat în istorie altfel decât doar numai așa. Dacă în 1871 studenții, prin congresul lor, ținut aici în turnul de intrare de aici, ce stă deasupra porții, și ceea ce au gândit ei atunci, și ceea ce au năzuit ei atunci, avea să se înfăptuiască peste aproape 50 de ani, unirea cea mare, căci au zis ei, mai întâi unirea în credință și în cultură. Și așa s-a și făcut. La aceasta vă îndemn, să ne ridicăm, să nu mai stăm plecați, cu capul plecat mereu, ci avem valorile noastre. Putem să dăm lumii, putem să fim exemplu pentru întreaga lume. Un popor demn putem să fim, un popor solitar putem să fim, un popor cu o credință frumoasă putem să fim. Putem să ne iubim, nu să ne urâm, dar întru toate, numai dacă îl vom pune pe Hristos. Închei cu această rugăminte. Nu uitați ca prin faptă și cuvânt să-L mărturisim pe Hristos. Cugetarea să ne fie la numele Lui. Și numele Lui ne va lumina, ne va dărui lumină în suflet, lumină în cuget și lumina va stăpâni întregul nostru neam românesc. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu la toți. Amin. Hristos a înviat! Amin.